Emisiunea vă este oferită de Sixt, partener de mobilitate al fermierilor români prin AgroTV. Cu 10 ani de zile, un tânăr entuziast a pornit într-o călătorie și și-a urmat visul de a fi antreprenor. Bineînțeles, cu multă dedicație, cu multă inițiativă, cu mult curaj, cu multă onestitate și implicare. Am reușit să, și responsabilitatea, am reușit să facem astăzi o companie care acoperă 17 județe. O companie care oferă un portofoliu complet de utilaje agricole și echipamente de irigat, piese de schimb și service, garanție și postgarantie. O piață unde utilajele agricole vin din vești și nu numai, dar trebuie să reziști, trebuie să faci față competiției. Cum reușește Dico Orland să se impună? În cei 10 ani de activitate am înțeles ce își doresc fermierii, în primul rând. Fermierii își doresc accesul rapid la utilaje, sisteme de finanțare rapide și facil de accesat. După achiziția utilajelor își doresc service, își doresc stocuri de piese și, bineînțeles, garanția să fie achiziționată și furnizată de un singur furnizor. În primul rând, legat de stoc, an de an a fost o preocupare permanentă a companiei să-și reinvestească profitul în creșterea stocului și să identifice în portofoliile partenerilor noștri acele utilaje care sunt cel mai bine sau sunt dedicate agriculturii românești. Un alt lucru foarte important, am înțeles că pentru a-ți achiziționa utilaje, dat fiind specificul activității în agricultură, accesul la resursele financiare nu se face lunar, cum suntem obișnuiți în alte industrii, ci sezonier, în general în partea a doua anului, și atunci împreună cu partenerii de finanțare, avem 4 parteneri tradiționali, BNP Paribas, UniCredit Leasing, OTP Leasing și Trust Leasing, am reușit să facem niște produse dedicate fermierilor, oferind posibilitatea ca aceștia să-și plătească ratele de 2 ori pe an. Se împlinesc 10 ani de când Dico Orland a ajuns pe piață, foarte multă lume aici, în județul Galați. Da, pentru că suntem foarte apropiați de clienții noștri, am crescut împreună cu clienții noștri, unii dintre clienții noștri ne-au ajutat în primii ani de activitate, oferindu-ne încredere atunci când poate notorietatea afacerii nu era atât de mare, și acum cumva fermierii aceștia se simt parteneri și foarte apropiați de noi și se bucură la orice eveniment să participe alături de noi. Un astfel de eveniment agricol revine după o pauză destul de lungă datorită pandemiei de COVID-19 la nivel național, la nivel mondial, dar văd că fermierii au spus da și au primit invitația cu plăcere. Sigur, acest an care ne-a schimbat viața, dar pe de altă parte ne-a făcut să fim mai responsabili, mai uniți și să înțelegem mai bine nevoile fiecăruia dintre ei, a legat un pic relațiile între noi și ne-am văzut puși în fața unui pericol sau unui risc, și atunci atât fermierii cât și producătorii și furnizorii au făcut front comun și s-au ajutat între ei. Mai mult, pentru că a existat această limitare a interacțiunii sociale, au fost foarte deschiși și foarte primitori de a veni astăzi la invitația noastră. E o mare deschidere spre a utiliza tehnologii noi și inovatoare, pentru că foarte important este să crească productivitatea în ferme, este o preocupare a fermierilor, astfel încât utilizând tehnologii noi, cu costuri reduse, să crească productivitatea pe hectar. Cred că de mult nu s-au mai plimbat printre standuri, printre mașini, cum sunt cei din spatele nostru. Sigur, sigur, sunt foarte dornici să afle informații despre fiecare utilaj, informații care să-i ajute în alegerile achizițiilor viitoare. Și vreau să nu-i uităm nici pe partenerii dumneavoastră. Sigur, alături de noi, toți partenerii cu care lucrăm au fost și au manifestat dorința de a participa și să fi prezenți. Maschio Gaspardo, un principal partener, un partener de tradiție, cu o fabrică importantă și cu extinderea capacităților de producție la Arad, după cum se știe.
Furnizori important sunt în zona sistemelor de irigații IRTEC, o companie italiană care de 50 de ani are experiență în acest domeniu. Olimac, o companie care pune la dispoziție fermierilor cele mai noi tehnologii de recoltare a porumbului și și floarea soarelui. Pronar, care este lider în piața europeană de remorci și echipamente municipale. Madara Agro, un producător care se adresează fermierilor mici și mijlocii, un producător bulgar cu echipamente foarte rezistente și adaptate pieții din România. Și cel mai nou producător este Lemken, care l-avem în portofoliu, cu o tradiție de peste 240 de ani. Lemken este printre primii 5 producători de utilaje agricole din lume și ne bucurăm că astăzi au ales Cadic Orlen să fie partener alături de ei. Cum vedeți colaborarea dintre Maschio Gaspardo și Dick Orlen acum la împlinirea 10 ani de când Dick Orlen este pe piața agricolă din România? O confirmare foarte plăcută de încredere care am avut reciproc. Dick Orlen a crescut foarte mult în ultimii ani și noi am crescut împreună cu el. E o colaborare foarte bună și cred că să fie o colaborare de viitor. Am avut încredere în oamenii, am încercat să facem produse tot timpul cu de mai bună calitate la un preț accesibil. Asta a fost sprijinul care am vrut să dăm noi. Am încercat să creăm un utilaj pe fiecare tip de agricultor, pe fiecare fermă. Am încercat să fim alături de ei. Asta este mai important. Dar și fiabilitatea joacă un rol important în agricultură. Fermierii se uită ca utilajul pe care l-au în câmp să dea rezultate și să nu-i lase la greu atunci când au nevoie. Corect, corect. Asta a punctat lucrul cel mai important. Asta e o altă chestie care noi am avut foarte mare grijă. Am încercat să fim alături de ei și cu fiabilitate și cu piese de schimb foarte repede. În 24 de ore noi putem să furnizăm în toată România, orice piesă, orice are o nevoie. Cum ați descrie utilajele de la Maschio? Cum i-am descrie eu? Calitate, prețul și fiabilitate la un nivel corect. Ați reușit să câștigați piața internă, până la urmă fermierii din această zonă v-au dat girul, pe viitor veți veni și cu noutăți? Da, noi avem câteva utilaje care vom propune în câteva lune. Acum ceva discuri noi și mai mare și cu alt tip de modele. Avem o seminatoare foarte bună care de viteza care merge foarte bine, l-am probat, e deja în vânzare de un an, dar acum o să fie pornirea ei. Utilajele de la Maschio pot să țină pasul cu noutățile din piață? Da, încercăm să nu fim în urmă, dar mai mult încercăm că când ieșim cu ceva să fie, cum a zis dumneavoastră, fiabil, să fie sigur. Degeaba vrem să ieșim cu ceva care e frumos, e nou, dar știți cum e, nu merge bine, nu. Mai bine așteptăm un an, mă suntem sigur. Vorbim de preț-calitate la Maschio? Preț-calitate, cu ce înainte, eu zic că e corect. În sensul că încercăm să nu sărim calul, ați văzut ce se întâmplă acum în piața de materie prima, e un dezastru. Dar dacă se uită lume pe afirul, pe unde vrea, noi am fost cei care a crescut cât mai puțin. După o lungă pauză, revin și evenimentele cu public. Le-a simțit lipsa fermierilor? Da, am simțit lipsa fermierului și am avut norocul pentru ce oamenii veneau în fabrică, noi avem fabrică în Chișinău, Chișinău Cris, și atunci oamenii de multe ori împreună cu dealer, mai ales și cu Dick Orlen, a venit la noi. Dar avem nevoie chiar de să fim alături de ei, să aflăm ce au nevoie ei, că numai de la oamenii care lucră în câmp putem afla mai multe. Este vorba despre Olimac, este vorba despre Pronar și este vorba despre IRTEC. Ca să vă spun câteva cuvinte despre fiecare dintre ele, Olimac, unul dintre cei mai importanți producători de sisteme de recoltat porumb și floarea soarelui, sunt niște sisteme extrem de eficiente. Olimac este recunoscut ca fiind singurul producător la nivel mondial pe parte de asemenea sisteme care își produce singur transmisiile în interiorul fabricii lor din Italia. În același timp produc niște echipamente cu câteva caracteristici speciale, brevetate de către aceștia. Avem parte astfel de
cilindri de fibratori mai lungi pentru o depănușare mai blândă și o diminuare a pierderilor în momentul recoltării. Avem parte de sisteme de siguranță pe fiecare rând al echipamentului de recoltat porumb și floarea soarelui, astfel încât în condițiile în care, știu eu, în momentul exploatării, prindem pe grup un corp dur, o bucată de lemn, o bucată de fier, se întâmplă adesea în exploatare, să nu afectăm transmisia centrală. Avem plăci depănușătoare care sunt reglabile automat și independent și asta este un mare, mare avantaj specific header-urilor Olimac, pentru că în aceste condiții operatorul combinei nu mai este nevoit într-una să facă o setare manuală a distanței dintre plăcile depănușătoare. Sunt niște echipamente extrem de fiabile, extrem de rezistente și pot să spun că oriunde am comercializat acest produs, comercializarea acestui produs a însemnat de altfel și bazele unei relații foarte, foarte puternice cu fermierul. Un al doilea echipament sau un al doilea tip de echipament pe care îl vând cei de la, îl produc cei de la Olimac, este un echipament special de floarea soarelui de data aceasta și este un echipament special de floarea soarelui care se adresează fermierilor care cultivă constant în fiecare campanie peste 100-120 de hectare de floare și este un echipament menit să reducă spre zero pierderile de floare astfel încât să maximizeze profitul fermierilor în momentul în care recoltează floarea soarelui. Floarea soarelui este o cultură extrem de pretențioasă la momentul în care se recoltează, prin urmare trebuie să o recoltăm blând, cu grijă, astfel încât să nu avem pierderi majore. Un al doilea partener, așa cum vă spuneam, foarte important pentru noi, este Irtec. Irtec, de asemenea, o companie italiană care produce sisteme de irigații de peste 70 de ani. Cu ajutorul celor de la Irtec, cu care am început un parteneriat în anul 2017, punem la dispoziția clienților noștri sisteme și soluții de irigat, plecând de la soluțiile clasice, formate din tamburi și motopompe, până la soluțiile mult, mult mai complexe de genul sistemelor liniare. Astăzi, Dicorlen este capabilă să vină în întâmpinarea nevoilor clienților săi cu diverse soluții în funcție de necesitățile din teren, recomandând clienților utilizarea anumitor tipuri de motopompe, motopompe de debit, motopompe de presiune, cu puteri diverse ale motoarelor pe care le avem încorporate pe aceste motopompe, tamburi de asemenea de diverse lungimi și diverse diametre ale furtunului, care pot fi accesorizați în funcție de ceea ce își dorește clientul să facă cu respectivii tamburi. Putem să accesorizăm acești tamburi cu sisteme de tip aripi de ploaie, putem să-i accesorizăm cu calculatoare de genul Easy Rain, care ne permite o operare mai facilă a tamburului și în același timp o calitate mai ridicată, mai precisă a nivelului de irigare. Putem să-i accesorizăm cu parte hidraulică, astfel încât să avem un confort în manevrarea acestora. Prin urmare, avem o multitudine de accesorii, astfel încât fermierul să simtă că achiziționează exact produsul de care are nevoie. Bineînțeles că tot prin intermediul celor de la IRTE comercializăm și sisteme liniare de irigat și când vorbesc de sisteme liniare de irigat, vorbesc atât de sistem de tip pivot, sistem de tip liniar sau de sistem de tip hipodrom. Să spun așa, hipodromul e o combinație între primele două, între pivot și liniar, fiind o instalație de tip liniar care este capabilă să irige atât în pivotare cât și în mișcare laterală. E un sistem foarte apreciat de către fermierii care l-au achiziționat de la noi și care are o productivitate extrem de ridicată. Ultimul partener despre care mi-aș dori să vorbesc astăzi, dar nu cel din urmă, bineînțeles, este Pronar, un producător polonez care este cunoscut mai ales aici în România pentru producția de remorci, deși ei au o gamă foarte diversificată de utilaje. Remorci, utilaje pentru municipalitate, utilaje pentru prelucrarea fânului, utilaje pentru reciclare.
Astăzi, în parcul nostru, regăsiți utilaje din două categorii importante. Este vorba despre utilaje municipale, dar în același timp și despre remorcile. Remorci care se împart în diverse categorii în funcție, bineînțeles, de ceea ce își dorește fermierul să facă cu ele. Avem remorci pentru cereale, avem remorci pentru baloți, avem remorci de transfer, avem remorci cu axă dublă, cu axă triplă, cu ax tandem. Iarăși, avem o multitudine de variante în care putem să venim în întâmpinarea clienților și putem să le propunem o soluție în funcție de ceea ce își doresc ei să facă ulterior cu aceste repere. Prin urmare, îi așteptăm pe toți fermierii să fie alături de noi, să ne ceară informații, să le oferim informații și să găsim împreună cea mai bună soluție pentru dumnealor. O companie care a început acum 240 de ani, mai exact în 1780, ca și producător de pluguri, s-a transformat astăzi în cel mai mare producător de utilaje agricole la nivel global. În portofoliul nostru avem utilaje de prelucrare a solului, de semănat, de protecție a culturii și combaterea mecanică a buruienilor. Ce este definitoriu pentru compania Lemken și ce ne-a adus notorietate de-a lungul vremii este plugul. Aveți în fața dumneavoastră trei dintre acestea care fac parte din gama plugurilor purtate, însă Lemken are în portofoliu pluguri purtate, pluguri semi-purtate și pluguri tractate. Aș vrea să menționez doar plugurile care sunt aici, Juvel 8 în partea mea dreaptă și Juvel 10. De asemenea, diferențele pe care noi le putem puncta și unul dintre aceste aspecte este legat de partea de inovație pe care am adus-o legată de plug și anume lipsa sudurilor pe cadrul acestuia. Deci, practic, noi avem aici un cadru dintr-o singură bucată, fără sudură, ceea ce duce la o durată de utilizare foarte mare și un beneficiu pentru fermier în de-a lungul utilizării plugului. De asemenea, aș vrea să trec în partea de discuri, ceea ce nu avem prezent aici din cauza timpului foarte scurt de organizare, însă Lemken este recunoscut pentru discuri, de asemenea, purtate, semi-purtate și tractate sub formă de sistem gigant, de la 2,5 metri până la 16 metri lățime de lucru. Putem oferi discuri cu diametru de 510 pe echipamentul de tip Heliodor, care se poate folosi foarte, foarte bine la partea de dezmiriștit sau la prelucrarea arăturii, cât și rubin 10 cu talere de 645 de mm, făcute dintr-un aliaj foarte dur, care sunt foarte recomandate pentru zona din România sud și sud-est, acolo unde seceta își face simțită prezența de cele mai multe ori. N-aș putea spune același lucru anul ăsta. Discul Rubin 12, care vine cu o noutate în piață și cu un caracter foarte diferit față de cel al competitorilor, sunt discurile de 736 de mm, dispuse într-o formă simetrică, la fel ca și Rubin 10, care nu are forțe laterale, care nu are uzură din punct de vedere al utilizării tractorului și al anveloperului acestora și, bineînțeles, are o eficiență foarte, foarte mare legată de partea de combustibil, de consum de combustibil. Decorland sunt un partener tare special pentru noi, care ne-a ajutat să intrăm spre piață cu România și noi stimăm asta că putem să colaborăm cu parteneri așa mari. Madara a început producția la utilaje agricole din 2008. Înainte de aceasta făceau axe pentru camaz, pentru camioanele, ca atare punțele, și din 2008 a început să producă producția agricole ca pluguri, cișterne și remorci, și avem multe cultivatoare care revin de la 1 metru până 16 metri. Cât de rezistente sunt toate aceste produse de la Madara? Fermierii români se uită și cum ați reușit până la urmă să cucereți piața? În 2015 am avut așa mai mare intrare spre România. Atunci am găsit mai multe dealeri și am avut mai mare colaborare cu Decor până am început să ne cunoștem și să începem să intrăm spre piață. Decor ne-a ajutat mult să ne ridicăm.
Am răspuns invitației unui important furnizor de soluții în agricultură, așa cum este Dicorland, și ne bucurăm să fim alături, pe de o parte, alături de furnizorii de soluții din agricultură, cât și de fermierii din zona Moldovei. Cum ați descrie această firmă, Dicorland, pe piața românească? O firmă care, din punctul meu de vedere, este extrem de dinamică, a cunoscut o creștere destul de rapidă și cred că este caracterizată prin adaptabilitate, adică imediat au înțeles care sunt nevoile fermierilor, în special pentru complemente la utilajele agricole pe care le achiziționează, și odată ce avem o companie pe piață care vine cu soluții pentru noi, pentru fermierii noștri, acesta este, nu poate fi decât îmbucurător. Se vede cum evoluează piața, se vede cum piața de echipamente și utilaje agricole a evoluat și s-a diversificat, și asta nu este decât în interesul fermierilor. Categoric este o companie, cum spuneam, extrem de activă și care în viitor va fi și mai cunoscută. Ce pot să spun este că fermierii, în special cei din zona Moldovei, dar și din alte zone unde compania aceasta își desfășoară activitatea, aveau nevoie de soluții diferite, de companii cât mai multe, pentru că acolo unde există concurență, există evoluție și fermierii au soluții pe care să le poată alege, și nevoia aceasta de echipamente speciale în agricultură este deosebit de importantă. Fie că vorbim de echipamente noi, fie că vorbim de echipamente de ocazie, este foarte important ca fermierul să găsească soluția adaptată fermei lui. Dicorland a împlinit 10 ani de când este pe piața agricolă. Am înțeles că vă numărați printre fermierii ce colaborați cu această firmă. Dicorland e un reper în județul Galați și în zona Moldovei. De 10 ani a investit în utilaje și a investit în fermieri. A fost printre puținele firme și Răzvan, patronul, a fost printre principalii pioni care au avut încredere în fermieri. Fermierii care au venit fără bilete la ordin, fără instrumente de plată, fără documente foarte multe, și a avut feeling-ul să-l simtă pe om dacă e de bună credință sau nu. Eu vă spun, am luat toate utilajele de la el cu plata la termen și fără multe mofturi de la bancă și de la contabilitate, și așa a făcut cu toți. Și asta înseamnă că el are încredere în oameni, și asta a fost cheia succesului la el. Acum 10 ani când luam de la el utilaje, erau câteva utilaje, erau un sfert din curtea asta. Faptul că a avut încredere în fermier și a pariat pe agricultură și a venit cu utilaje bune, i-a asigurat succesul. Și au trecut 10 ani în care cu toții am crescut. A crescut și el, au crescut și fermierii. Și e de laudă, la vârsta lui, la tinerețea lui, să ai încredere în oameni și să te ridici doar pe baza încrederii în oameni, un lucru extraordinar. Și îl felicit pentru tot ce a făcut aici. Cum vedeți această firmă pe piața agricolă? Pe piața agricolă din zona Moldovei e un punct greu, un reper greu. Chiar majoritatea fermierilor îl cunosc, și fermierilor mari, fermieri de top, și majoritatea îmi spuneau că azi, mâine, vin pe aici, pe la Răzvan, să-l felicite pentru că am primit 10 anișori. Ce ați cumpărat de la această firmă? Aproape toată gama de utilaje care o am în curte, cumpărată de aici, și cum vă spuneam, m-a ajutat când mi-era greu. Nu mi-a cerut cifre de afaceri și cu utilajele lui am plecat mai sus, mai departe. Ceea ce e un lucru extraordinar. Și urez succes în continuare lui și echipei lui, că am văzut că are o echipă de oameni numai tineri și isteți performanți, ceea ce mi-a plăcut de el. Emisiunea v-a fost oferită de Sixt, partener de mobilitate al fermierilor români prin AgroTV.